Salut, mai fraților, astăzi o să ne jucăm Dream League 2019. Eu sunt Juventus, de câte vedeți și voi. Și cam cu toate, ham. Hai bă, să începem meciul. Avem și noi acolo ceva jmaker. Deja am făcut niște chestii pe aici și n-am filmat, dar o să încep de acum cu filmările în forță pentru voi, pentru că am un canal de YouTube, dar nu am postat pe el mai nimic. Mă și gândeam ce va face asta. Așteptăm. Gol! Oh, n-a fost. Ne abstăm? Nu știu cum să miște jucătorul ăsta în orice caz. Mamă, ce construim aici? Uhu! Bam! Cum am dat? Da! Filmam de pe telefon, pentru că deocamdată nu am cameră și calculator. Adică camera de filmat, vă dați seama, sau calculator. Mai pe scurt, nu am calculator și puii mei. Asta nu contează când o să-mi iau calculator, pentru că vara asta o să-mi iau un calculator. De la PC Garage. O să ne apucăm în forță. Plus că am și cont de Brawl, pe care am foarte multe trofee. Bine, nu sunt cele mai multe, dar am vreo 4500-600 acolo și am mai scăzut, am mai urcat, ceva genul. Dar așa, cleric. Ăla a câștigat bani. Centrăm la fișă. Oh, fuck! Care ești? Aproape să scap cât am filmat, 1951. O să facem doar un match și apoi închid filmarea totuși și chiar o să pot să vedea și eu cât timp îmi am eu un match normal. Am mai avut un match înainte, 5-0 i-am dat până în ultimul minut. Am scăpat, am dat pe shoot din greșeală, dar nu contează. Mingea jos unde trebuie, dar acum tot nu e unde trebuie. Aici aproape să-l iau. Fault. Sper să nu iau galben pentru chestia asta. Oh no, asta e roșu. Din păcate nu o să pot să mai folosesc acest jucătorul meu sau două. Bă, ce intră binișor, având în vedere că portarul meu a reușit să respingă. A putut... Wow, ce a scos-o Pepe de acolo. Ăla era gol direct. Fără dar și poate, ăla era un gol. Puteam să fiu aproape mort, dar nu mai vreau niciun roșu, așa că să încerc să nu mai faultez. Hai că am dat și eu ca ultima cifră. Avem deja un roșu și e 0-0. Nu știu dar cum mă film. Fratele meu ascultă muzică, Dani Mocan. Blangiul. Tocmai ce am și zis, bă, nu faci nicio zgomot că filmez. Nu, e bătut în cap ăsta, n-ai ce să-i faci. O să verific eu pe filmare să văd dacă se aude, dacă nu se aude, stai la montaj, să fac la sunet, să fac chestii de-astea. Hai, băga așa, clar. Stați așa că știu eu cum se scap de asta, m-a întrerupt, îți dai seama. Băi, Mocanu Junior, dai mai încet că eu filmez aici. La ce ai dat mai tare? Nu știu, mă enervează foarte rău copilul ăsta. E prea idiot tu pe mine. Mamă, ce și-a revenit Vera, am mâncat vași. Bine. Acum s-a prosit. Îl luăm pe Pepe, sigur, Vera. Fisher, frumos, pac, pac. Oh, ce am dat noi? A, nu i-a fost afară, din poate. Am văzut un poartă, dar nu știu de ce mi s-a părut mie așa. Am mai încercat eu să filmez acum câteva luni, dar am avut mâna în gips, era picior. Și n-am mai filmat pentru că se auzea urmă la microfon. Și n-am mai filmat. Gol cu Vera, ăla e boss. 2-0, dar până acum avem vreo 4-0. Mă, dă-i mă mai în ce n-auzi? A nebunit fratele meu cu Mocanu. Wow, bine că nu mi-a dat fault. Asta a fost direct de fault. Au, ce am făcut, m-am crezut că a fost eu.
Am construit aici și ea frumos. Frumos, frumos, ăla e, mai că ca ultima cizma de acesta. De asta nu vreau să dau gol cu Vera și Fisher. Nu ratez, frate, eu degeaba mai dau așa, dacă ăștia nu vă ratez. Ăla e, construit frumos aici. Stați așa că nu văd de notificări, băgam ea și piciorul în ele. Băi, dă o morție, băi. Haide, Olveid, Olveid. Haide, ăla e. Centrează tare, față. Ești chiar așa. La jocul ăsta nu-mi place că prea mult stau portarii, frate. S-o ia mingea, s-o dea înapoi. Te plictisești vreo 5 secunde, ceva de genul. Ăla e. Hai, repede, repede, repede. Pec. Da, ciuci. Aha. Aha. Ăla e, ăsta e gol, îl văd. Ce v-am zis, mâncam, că îl văzui. Îl văzui, Alex Fisher. Nu știu de unde numele de Fisher, dar... Schimbă și ăsta și cât repede, boss. Haida, full tank. Păi cam asta și fost, fraților. Eu sunt Cosmin și ne revedem la următorul episod.